Bună din nou și bine ați revenit pe canalul meu. Am părul ud, deoarece tocmai m-am vopsit și am spus hai să profit de puțina lumină naturală care este, că văd că nu mai este, ca să fac un videoclip. Ia uitați. Vedeți cum mă apropiu și se vede mai bine culoarea. O să pun eu poze pe... O să vedeți poze pe Instagram și pe Facebook cum am vopsit. Vreau să vă fac un review a unor produse pe care eu le-am primit acum ceva timp. Este acest top coat de la Farmec și această cremă de la Gerovital, H3 Evolution, care mie mi-a plăcut mult, mult de tot. Vreau să vă mulțumesc frumos pentru că mi-ați trimis aceste produse, chiar mi-ați făcut o surpriză, nu știu ce voi primi. Și deja folosesc de o grămadă de timp aceste produse și tot am spus că trebuie să fac acest videoclip, trebuie să fac acest videoclip. Am cum stă părul, să vede că m-am vopsit. Acest top coat l-am folosit cred că doar de 3 ori, chiar mă așteptam să-l fi folosit mai mult, dar chiar este un produs care face ca oja pe unghii să reziste. Chiar am fost în România și mi-am pus niște oje pe unghii și cred că au rezistat 3 zile acele oje și apoi când m-am întors din România și mi-am pus aceleași oje cu acest top coat peste, deci cred că după 2 săptămâni, nu, dar cred că după 10 zile chiar mi s-a cojit decât de la unghie, lacul de unghii și chiar pot să spun că l-am dat eu jos cu acetonul, nu? Pentru că nu avea sens să mai țin eu oja pe unghii, deja mă plictisise. M-am documentat puțin despre acest produs. Ei spun că este un produs inovator. Mi-am scris aici pe foaie. Care prospătează și protejează culoarea lacului de unghii, conferă unghiei un luciu intens și un volum instant datorită efectului de gel. Și foarte simplu, se pune peste ojă când aceasta este uscată. Este adevărat, eu acum l-am aplicat, mi-am aplicat această ojă de la Farmec. Pentru că am citit pe internet opinii gen cu ojele de la Farmec funcționează mai bine. Am spus, hai să aplic ojele de la Farmec, să vedem ce se întâmplă. Este această ojă și chiar strălucește foarte frumos. Sunt curioasă cât o să dureze acum. Vă repet, l-am folosit de 3 ori și de fiecare dată când am folosit acest gel top coat, chiar mi-a durat mai mult de o săptămână manicura, deci mi-am dat eu jos lacul de pe unghii pentru că vreau eu să schimb deja. Acum am început să-mi pun și eu oje pe unghii, să mă modernizez. Este chiar foarte ieftin, am să vă las în descriere site-ul unde îl găsiți pentru că este chiar foarte, foarte ieftin. Este, cred că, puțin mai scump decât oja. 8 lei, ceva gen 9 lei. Costă, nu știu exact și... Acum chiar că o să mai pun și eu oje mai des, pentru că am să-l încerc chiar și cu acea ojă Dior, care acea ojă Dior durează doar 3 zile, este o rușine și să vedem dacă acest produs o să poată să-mi salveze oja ca să nu o arunc. Chiar o să vă spun pe viitor, o să scriu pe blog despre acest fapt. Sunt foarte curioasă să încerc. Și să trecem, în încă nasul, o să mă cert cu cineva. Să trecem la această minunată cremă de la Gerovital, care, sincer, pe mine m-a surprins, m-a îndrăgostit, sunt puțin... Nu sunt confuză, nu. Aceasta este crema. Este o cremă de noapte regeneratoare, efect lifting, ci că este pentru persoane care au mai mult de 30 de ani, chiar dacă nu au mai mult de 30 de ani, zic, băi, pielea mea, având în vedere că aici clima este diferită, are nevoie de o îngrijire mai specială. Consistența ei este una foarte ciudat, are un miros plăcut, are un miros destul de subtil. Mie îmi place consistența ei, sincer, mi-aplic pe piele și intră foarte repede. Țin să precizez că aceasta este o cremă pentru... Mi-a făcut cu cremă în păr. Mamă! E minunat! Cum că mi-a vopsit părul, o să îi dau și un efect de lifting părului meu. Mamă! Așa, să revenim la cremă, că nu e pentru păr, e pentru față. Cei de la Farmex spun că au ceva ingredient
Sepi Lift și mai multe ingrediente și vitamine și chestii și trestii care chiar ajută. În primul rând, eu când descoper un produs nou, merg să văd ce recenzii au de la alte persoane care folosesc acest produs și chiar multă lume este încântată de această cremă, chiar nu cred că am văzut o opinie negativă și este pentru un ten uscat, este pentru un lifting, anti-îmbătrânire, depinde ce vârstă ai. Crema reacționează într-un mod diferit cu pielea ta, depinde de necesitățile pielii tale și chestia asta este foarte important, cel puțin pentru mine, pentru că eu în fiecare anotimp pielea mea este diferită și are nevoi diferite, așa că această cremă sigur am să o termin, pentru că în doar 3 săptămâni am folosit o grămadă din ea. Chiar îmi absorbe și vreau să vă spun că deja e a treia oară când vreau să vă spun că este pentru ten uscat această cremă, iar eu am ten mix pregras și mi-absorbe foarte repede pielea această cremă. Am pățit la fel și cu crema de la Chanel, care este pentru ten uscat și am folosit-o în fiecare zi și mergea de minune. Chiar pot să spun că nu mai apare tacoșuri ca și înainte și porii de pe nas s-au mai strâns sau au dispărut, ce ai genul. Este o cremă care, cel puțin eu aș recomanda-o și este din puținele creme care atunci când se va termina o voi recumpăra. De ce? Pentru că nu are un preț exagerat și chiar e bună. Chiar e bună acum pe timp de iarnă, să zic aici, nu e iarnă, e un fel de primăvară, toamnă, e vremea foarte ciudată. Tot mă uit la părul meu că e vai și vai. Vedeți? Se vede că m-am vopsit eu, așa că mi-am pătat pielea. Am de gând să scriu despre această cremă și pe blogul meu, dar când o să ajung undeva la jumătatea cremei, pentru că vreau să văd exact efectele care îmi dă. Eu, în fiecare dimineață când mă machiez, atunci când te machiezi chiar simți că pielea ta are nevoie de... Când te machiezi în fiecare zi, simți că pielea ta are nevoie de un ajutor spre seară, chiar... Cred că mulțumește pentru că am găsit o cremă care... Am dat la o parte cremele mele. Chiar dimineața nu mai am nevoie de cremă și când mă machiez dimineața, eu de obicei mă dau cu o bază de machiaj, ceva gen de la Elf. Și sunt dimineți în care uit să-mi aplic acea bază de machiaj înainte de fond de ten și chiar nu se vede nicio diferență. Chiar această cremă cred că îmi ține hidratată pielea pentru mult timp. Și să nu mai uit nimic. Ei spun că este bună pentru ten uscat. Eu cred că dacă puteți să faceți rost de o mostră, că sunt foarte generoase mostrele de la ei, chiar v-aș recomanda să încercați această cremă. Și ce mai? Ei spun că îți oferă un ten ferm, fără riduri și regenerat. Eu cred că regenerat mi se potrivește mie, că dimineața chiar îmi simt pielea super ok, nu e nici uscată, nici grasă, nici în niciun fel. Și nu e uleioasă când o aplic, chiar intră foarte repede. Cred că... Am mai văzut o variantă pe internet care scrie cea 40 sau ceva genul. Nu, este doar aceasta. Și nu are... Adică are 30 pe ambalaj, nu are 40. Și cred că este pentru noi, astea, peste 20 și ceva de ani, care avem spaima ridurilor, noi care chiar nu avem riduri, dar ne gândim mereu la riduri, că e normal, nu? Nimeni nu vrea să aibă riduri și ridurile nu se tratează, ridurile se previn, așa că preveniți cu crema asta sau cu orice altă cremă, preveniți-vă ridurile. Atunci când o să aveți riduri, o să trebuiască să mergeți să vă operați, că... Dar aș vrea să știu eu o cremă care chiar vindecă ridurile, ți le atenuează. Pe cele tinere, da, dar pe cele care le ai deja de ani de zile, ți le atenuează și... Chiar și această cremă contribuie la reîntinerirea și remodelarea pielii prin reducerea liniilor fine și a ridurilor. Deci chiar ei spun, sunt linii fine. Dacă tu ai riduri, că ești o femeie de 40-50 de ani și ai riduri de 20 de ani, nu o să ți le scape nicio cremă. Deci, fetelor, îngrijiți-vă. De la vârsta de 20 ceva de ani, depinde ce fel de ten aveți, 25, nu de la 16 și nu de la 14, nu. Trebuie să treceți peste o vârstă și să aveți tenul destul de trist, nu e trist, dar dacă aveți un ten uscat, chiar trebuie să începeți mai repede să aveți grijă de tenul vostru. Dacă aveți un ten gras ca și mine, puteți să așteptați până la 25-30 de ani, dar totuși nu așteptați. Am făcut un videoclip extraordinar de lung, prezentând doar două produse, cred că o să... Nu, o să vă plictisiți. Cam atât am vrut să spun eu
despre aceste două produse. Vă mulțumesc încă o dată celor de la Farmec că mi-ați trimis aceste produse. În descriere aveți site-ul lor, aveți... O să vă las exact link-urile unde găsiți aceste produse ca să nu stați voi să scrieți și să vă plictisiți. Am de gând să scriu pe viitor când o să ajung la... Când o să consum mai mult de jumătate din această cremă, o să scriu pe blog despre ea și o să folosesc acea ojă de la Dior care nu-mi place deloc cu acest top coat. Să vedem dacă salvăm oja. Dacă nu, la gunoi. Și cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Sper că v-a plăcut și ne revedem într-un următor videoclip.